Salutare tuturor, numele meu este Diez și astăzi, băieți, ne găsim direct la o simulare cu FCSB, băgăm echipa a doua, intrăm, ne grăbim, băgăm meciurile la tare, pentru că avem două meciuri foarte mișto, se pare că am scos egalul nepăcate cu FCSB. În acest episod, jucăm semifinala cu Universitatea Craiova, băieți, un meci destul de important, se pare că pe întâi va veni și scoutul nostru, dar cred că ne vom ocupa de scout totuși după meci, ca să dăm direct cu meciul ăsta blană, băgăm echipa de titulari împotriva Craiovei. Craiova care cam aproape titulare, dar sigur au un portar destul de slăbuț. Noi nu mai facem mari modificări, lăsăm pe David Luiz să fie capitan, îi dăm direct play. Jucăm la Craiova acasă, să-l vedem și pe Andrei Ivan, 4 goluri în Cupa României. Oh, uitați marcătorul din cupă, să avem grijă cu el înseamnă, dar nu este striker, este bandă. Jucăm pe stadionul asemănător al lui Galatasaray. Foarte mișto arată și Cupa României. Haideți să câștigăm măcar un trofeu, băieți, că în sezonul trecut n-a reușit absolut nimic. Vedem și pe Vasile Mogos și trimite una cu Salifu. Salifu joacă bine. Îl vedem pe Gabriel Zinio, care fentează un apărător, dar întâlnește un altul. Edjo, care n-am vrut să-i dau pasul lui Gabriel Zinio, din păcate. Ah. Uite, noi rese, uite ce vorbeam în episodul trecut. Bine, în sfârșit ne apare și mai de un jucător care chiar vrea să retragă și Craiova marchează golul de 1-0, se pare. Bă, ce s-a întâmplat? Scăpat și Marcovici marchează imediat. Un atacant care, dacă nu mă înșel, în cariera lui Cătălin Cărjan, cum era atacantul de bază naționale României, probabil și în cariera noastră are un OVR puțin mai ridicat, cine știe. Marcovici, 1-0. Dar băieți, noi aici avem meciuri, urmează să ne întâlnim cu Arsenal, nu ne plictisim noi. Uitați, pac, imediat, jucăm, tiki-taka, nu stăm la discuții. Ne întoarcem, vrem să luăm mingea, ne-ați dat voi gură, stați cu minți. Noi la noi, noi urmăm să ne întâlnim cu Arsenal, băieți, în acest episod. Nu ne permite noi să pierdem cu Craiova. David Luiz, totuși fentat de Bayram. Băi, dacă ajunge și Bayram să-l metezi pe David Luiz, e clară treaba. David Luiz trimite totuși una mai departe lui Denis Drăguș. Denis Drăguș cu sprintul lui senzațional și trimite mai în față lui Gabriel Zinio. S-a rupt cumva plasa, s-a zburat plasa la șutul lui Gabriel Zinio, băieți. Mergem direct să ne bucurăm în stilul nostru cu George Pușcaș. De chiar nu cred că o... o jucat în simulări, dar nu cred că l-am controlat noi până acum. E curios totuși să văd ce s-a întâmplat. I-am dat aici un șut tare și s-a dus cumva plasa într-o parte. S-a semi-buguit, ca să o numesc așa, dar hai, 2-1. O pasă direct mai în față, îl vedem pe Eto, îi trimite lui Denis Drăguș și un șut puternic. Vă recunosc că am vrut și un șut să fie un gol frumos partea aceea, dar n-a reușit. Pentru final, băieți, se încheie și prima repriză. V-am zis, ne grăbim să jucăm. Nu cred că vom aduce mai nicio schimbare. Stăm și ne jucăm concentrați și ne grăbim pentru că sunt și entuziasmat, băieți. Urmează partidă mega, mega importantă. David Luiz stă foarte bine. Trimite una mai în față lui Salifu. Salifu îi trimite lui Moise. Ce Moise, că toată ziua e pitru. Edjo reușește cumva acesta să depășească. Dar băi, ce răuț m-am dus în sus. Bă, au și noroc craiovenii. A, iese Marcovici, marcatorul acestora. Intră Mamutu și o lovitură simpluță. Dar stă foarte bine Lica spre bucuria noastră. Moise trimite lui Denis Politic. Denis Politic lui Denis Drăguș. Denis Drăguș cu sprintau. Dar mai bine de dea pasau. Lica fuge acolo, Lica îl blochează cumva foarte bine pe Mamutu. Intervenție. Bă, din nou stau băieții pe atac. David Luiz fentat de Mamutu și gol. Gol stupid, bă, cum se mișca robotic. 2-2, Universitatea Craiova. Ce speranță să mai avem noi acum, băieți, batem Arsenal dacă noi ne luăm bătaie de la Craiova. Bine, mulți zic luăm bătaie, cât de bine au egalat. Dar urmează câteva schimbări blanau. Ce anume, clar intră Gulit. Clar mai intră aici un jucător și mai las și un Pârvulescu. Ne intră Vitezomani în momentul de față. Denis Drăguș, foarte frumos trimite lui Moise. Pardon, Eto-i trimite lui Moise și imediat reușim să marcăm din nou. Păi, ăsta a fost al doilea șut. Cu efect, Sanchi, frumos.
Da, ne-o scris, imediat am dat și noi gol, după care iar o scris, iar am dat noi gol. Moise, înaintează Moise, așteptăm o fază frumoasă și trimitem direct lui Denis Politic. Denis Politic, încercăm un șut în forță și peste păr, dacă prindeam spațiu părții, am reușit în care era să dau goluri de genul. Ah, aproape. Hai că cred că va face schimbări în continuu. Dar avem 3-2, băieți, imediat încheiem și această partidă. Și ce ziceam, băieți, ultima ocazie. Hai că nici nu le-am dat pasă, dar se încheie într-o final partida. Petrolul Ploiești în finala Cupei României, sponsorizat din Timișoareana, să vă zic foarte bine. Dar oricum cupa nu ne interesează, avem pretenții mai mari în momentul de față, indicat acolo să ținem. Bă, chiar eu acum am conștientizat, mă, Argeșul e în Liga 2, mă. Și Argeșul este din păcate eliminat, eu acum am conștientizat că Argeșul, echipa din Liga 2 a ajuns până în semifinal. La fel ca și în realitate, că dacă nu mă înșel, la noi avem 3 echipe de Liga 1 și doar una din Liga 2 sau ceva de genul prin cupă. Finala cu voluntariu care este pe loc de retrogradare, nici nu știu pe ce loc e voluntari. Locul 13 nu era departe de ce am zis, e foarte aproape, nu prinde barajul care are prea multe puncte, dar nici departe nu e, cu spațiu deasupra barajului. Băi, clar, finala va fi simulată, dar măcar să primim și noi trofeul oșu ăla blană, să verificăm și jucătorii veniți de la Academie și nu avem absolut nicio interesant, nici măcar la nume. Haideți, băieți, ne uităm puțin și la Academie, la jucătorii pe care avem aici. Floca 60, Pangra, Țiu, dar niciun are HP to be special, toți slăbuți, sincer îi dau pe toți afară. Bani de acum avem, băieți, nu ne mai interesează acești jucători. Lăsăm Academia liberă. Eu am nevoie și caut jucători cu potențial. Nu stau eu să antrenez Paraguayul sau să țin jucători de sub 60 OVR care nu pot ajunge pe la un 90+. Urmează totuși o partidă cu Viitorul Constanța în care ce să facem decât să băgăm echipa a doua. Simulăm foarte frumos. Și ce se întâmplă decât un 1-0 Pușcaș aduce golul victoriei în minutul 69. Iar acum, băieți, Creva 2 în sfârșit o victorie, era și cazul după atâta timp și acum ce se întâmplă decât o super partidă cu Arsenal. Îi dăm foarte frumos un antrenament, ne pregătim psihic și moral. Sferturile Europa League împotriva lui Arsenal, la noi echipa arată foarte, foarte bine, dar știți de acum ce se întâmplă, Gullit va intra de acum titular, pregătim echipa de înainte. Vom lăsa așa echipa, băieți, ca să evolueze și jucătorii. Știu că David Luiz are mai mare OVR, dar credeți-mă că Gullit și Culica s-a jucat ca mult, mult mai bine. Și ca să fim siguri că evităm a lua gol, mai bine îl punem pe Gullit în apărare. Edjo 76 OVR. Și să ne rugăm să ne luăm o mare umilință. Se pare că din nou juca la noi acasă, dar acum avem echipa cum trebuie. Odegaard în continuare împrumut. Dar n-ar cum să fie împrumutat, mă gândesc că chiar l-au cumpărat pe Odegaard, nu doar l-au împrumutat. Legendary 4 minute, clear, curat, totul, fără să nu fie nici măcar un orpicer. Băieți, îi dăm play, concentrați în tur, într-un măreț tur, returul întâmplându-se în episodul următor de mâine. Intrăm direct la noi acasă, vedem stadionul arhiplin normal, când joacă Petrolul cu Arsenal în sferturile Europa League, îți garantez că ar vede toată țara, mai ales dacă n-ar mai exista restricții. William, care era și prins la noastră transferuri, să știți, dar oricum o să avem un match destul de dificil. Un Odegaard acolo împotriva lui Moise, un Niță împotriva lui Leno. Bă, dau ăștia câțiva jucători, sincer. Dar chiar Cârjan, duelul lui Cârjan își va întâlni fosta lui echipă. La noi echipa o știm foarte clar. Sperăm ca Cârjan cumva, cred că o să intervine în această partidă. Dar ce vreau eu să verific în momentul de față, să intrăm frumos la Arsenal. Leno are 85 OVR. 83, nu știm, 83. Odegaard va fi vedeta turneului, după care William doar 73 OVR, din păcate, dar mă gândesc că și Martinelli ar trebui să aibă puțin mai ridicat. Oricum, o să fie clar, cel mai greu, îi văd piste Frankfurt, nu ne-am luat bătaie până acum de la Frankfurt, dar haideți măcar să nu ne luăm goluri, sau măcar multe goluri, vom juca multe pase și încercăm să nu ne distrugă Odegaard. Gullit înaintează, Denis Drăguș, cel mai urmărit jucător, cum, n-are sens, de ce, dar nu este nimic, bine că l-am luat și l-am să evolueze. În martie urmează și convocările pentru echipa națională și sperăm că poate atunci
Oameni, mai mulți jucători convocați. Bun, hai, am blocat foarte bine. Salif, în momentul de față, vedem cui va da pasă. Lu Mogoș, Vasile Mogoș și trimite lui Denis Drăguș. Denis Drăguș, cu sprintul lui, nu este făcut de către Militao, dar trece mai departe. Edge o pasă la Moise și pe lângă poartă în prima ocazie din această partidă. Vai, și mi-o urât, pentru că nu știu câte ocazii o să mai avem. Mami, din păcate, ce să-i facem? Puge acolo Martinelli, încearcă cumva Mogoș să-l ajungă și îl prinde la un moment dat, dar intervenția sigur îl încurcă. Bine, Odegaard fentat puțin acolo, Vasile Mogoș, avem grijă, se ferește cumva arbitru, Sigulit cred că dă lovitură liberă din păcate. Dar nu știu cât de fer ar fi, că în realitate nu s-ar întâmpla treaba asta și Odegaard sigur reușește să marcăm, că doar suntem pe Legendary. Ah, să-mi pun jucător, băieți, spuneți chiar acum premieră. Ah, să-mi pun jucător, să nu-mi pun jucător. Ce să facem? Un jucător ăsta, îmi pare rău, regret și reușește acolo. Liga s-o scoată, mi-e rușine de mine, sincer, mi-e rușine. Gata, mă apuc de plâns. Totuși, Arsenal, au, spațiu în apărare și nu pot să-l controlez pe Țicu, să-l țin acolo cumva pe William și totuși Țicu-l depozează foarte, foarte, foarte bine. Moise așteaptă cumva, Edge mai în față pentru Denis Drăguș, dar nu mai, ba, era Salifu. I-am încurcat, dar nu a înaintat oricum Salifu din păcate. Vedem acum pe Edge, data asta sigur este Edge care îi trimite o pasă lui Gabriel Zinio, dar sigur nu ajunge la ea și ba da, ajunge foarte bine. Foarte bine, e o treabă foarte bună făcută de către brazilianul nostru, Salifu, mega defensiv, bă băiatule, nu urcă un centimetru dacă stea mai în față, era perfect. Totuși, o cază destul de ridicată pentru Arsenal, vedem, Gullit face o treabă foarte bună, Țicu îi trimite mai departe, Gabriel Zinio, Moise și Moise îi trimite lui Gabriel Zinio, prelungiri, ține arbitru cu noi, am plătit arbitru, băieți, nu doar în Liga 2, cât și în Europa League și gol în minutul 45 plus 3, chiar dacă s-a ratat doar unul pe tabela de marcaj. V-am mai zis, nu plătim doar în Liga 2, băgai acolo bănuțul, avem mai ales așa transferul mai făcut, ne permitem să mai plătim și la nivel înalt. O, ținut arbitru cu noi, gol regulamentar, nu eram în offside. Edge în schimb, băieți, Edge cu al 9-lea gol în Europa League și intrăm la pauză cu avantaj, scorul 1-0 pentru noi. 1-0, total surprinzător, băieți, un gol stupid dat de noroc. Chiar sunt curios, statistica vreau. Am avut o singură șut pe poartă noi. Arsenal 2 șuturi, măcar mărețe. Ce se vedeți, băieți, ce se vedeți? Bine, normal, de corect și de bun simț trebuia să fie 1-1, tot cu lovitura e liberă, mai ales că era la 19 metri sau nu mai știu la cât a fost. Odegaard, foarte bine depozitat acolo de către Vasile Mogoș și intervenție foarte bună. Bă, dar Odegaard chiar nu a jucat absolut nimic în partida noastră. Culmea, haideți să vedem totuși pe Salifu sau pe Lica sau un jucător sau oricine. În schimbul vedem pe Niță cum scoate șutul ăsta foarte ușor. O să avem William, nu îi trimite lui Odegaard, dar are în momentul de față mingea la balon. Bun, bun. Stai cu minte că nu-ți mai dăm mingea, jucăm calm, nu ne grăbim. Pasa 1, frumos. Hai, Gullit, trimite lui Salifu, dar Salifu ca să nu o pierde, trimite înapoi lui Lica, după cumva la Gullit, Gullit, ah, pasă greșită. Trimite totuși înapoi în față, îl vedem pe Moise, Moise trimite lui Edge, Edge încălcă-i lui Gabriel Zinio, fuge Gabriel Zinio, Gabriel Zinio, Gabriel Zinio, nu pierde mingea, Gabriel Zinio, lui Militao și faultează acolo. Ba nu, era Akanji, am crezut că-i Militao. Un fault în față, nu știu dacă se va da cartonaș galben și hai măcar o intervenție asta urâtă. Cartonaș galben este bun. După ce a avut o fază la lovitură liberă, se pare că acum avem și noi, dar distanța puțin, puțin mai mare. Oare avem vreun dreptaj? Nu cred că avem pe absolut. Ba da, am văzut acolo ceva. Nu batem noi cu Lica, sincer să fiu, dar batem oare cu Vasile Mogoș sau cu Moise? Nu, batem cu Edge. Mergem acolo frumos, hai Edge, momentul tot de glorie, da? N-am apăsat pe pas, mi-a dat jucătorul singur, că da prea mult. Karma băieți, karma. Totuși, vedem adversarii cu o
Fază pe atac, bă, cât de bine o stat acolo, cred că tot Lica, băieți. Tot Lica stă foarte bine. Vasile Mogo, și-am vrut cumva să-l faultez, sincer să fiu. Țicu blocat acolo, dar noarul Arsenal în trofeal reușește să marcheze. Cred că este chiar noul intrat, sau nu mai știu și cum s-a făcut o schimbare. Din păcate, vedem, Arsenalul reușește să marcheze, era inevitabil. Păcat că o marcat în deplasare, la fel ca în partida cu Monaco. În tur avem un mic deja vut, dar eu zic să-i dăm oportunitatea lui Cătălin Cărcean să joace, dacă toți să știnească acolo fosta echipă. Lui David Luiz la fel, dar chiar și Cărcean și David Luiz, fie acolo cu față familiară. Și pe cine aș mai băga? Hai că tot pițicul scot pentru puțină viteză acolo în bandă stânga. Băgăm aici foștii jucători de la Arsenal, poate știu tactica. Frumos, să-l vedem pe Denis Drăguș. Denis Drăguș fuge, dar tot este cu... Băi, 90, nu cred că are 90, dar s-ar comporta ca un 90 pace. Este făcut acolo câteva apărători, dar chiar foarte, foarte lenți. Vedem pe Lica, n-ajunge la timp. Vasile Mogos să-l țină cumva pe jucător. Dar nu ajunge din păcate. Ei, un faul turițel. Șeptaru acolo, nu cred, greșeal în apărare. 2-1 cum întoarce Arsenalul. Două goluri în deplasare din păcate și asta ne încurcă foarte, foarte tare. Fuge acolo atacant să îmbrăcizeze cu antrenorul. Bă, dacă tu fugit omul. Totuși vorbim de Arsenal, băieți. Totuși vorbim de Arsenal. Un fineț frumos, greșeală în apărare. Două goluri pe final, bă, și chestia, problema maximă e că în partida următoare nu-i de ajuns să marcăm doar un singur gol. Că dacă în partida următoare se va termina doar 1-0, tot noi vom fi cei eliminați. Nu este bine, dar în momentul de față putem cumva contraataca. Cătălin Cărjan îi trimite lui Edjo. Edjo așteaptă cumva un jucător liber și nu găsește pe absolut nimeni, din păcate. Și ține acolo jucătorul, hai, poate nu mai scapă, nu, foarte bine acolo intervine, trimite tare mai în față și nu mai ține arbitru și a doua oară cu noi. 2-1 din păcate, băieți, în tur, un avantaj imens, scorul de 1-0, și David Luiz acolo supărat, nu știu dacă o să mai bag, atacantul lor chiar ne-a distrus. Din păcate vedem aici intervenția lui Lica, l-am poziționat puțin mai în spate, noroc de fake-ul ăla. După care mărețul gol al lui Edjo, parada lui Niță, Akanji, cartonaș galben și poate marcam acele lovituri libere și mergea meciul diferit. Dar Rafael ne-a distrus. Păi băieți, sper că v-a plăcut foarte mult acest episod. Un singur șut pe poartă am avut totuși, un singur șut pe poartă și gândiți-vă că în episodul următor, adică mâine, trebuie să dăm două goluri minim pentru a trece mai departe. Lica reușește să crească în OVR spre bucuria noastră, face 71 și ajunge la potențialul lui maxim. Mi-apare că și Politic cred că la fel, cred că la Politic e aceeași poveste, exact. Politic ajunge la potențialul lui maxim. Îl vedem chiar aici, băieți, 78 OVR pentru rămâul nostru. Corbeanu de când este la noi, vedem că deja au crescut și un punct în OVR, bravo, ține, cred că o fi intrat ca rezervă sau ceva. Macar bine că o crescut și el un punct, mai creștem și noi români, dacă Premier League nu poate. În episodul următor v-am zis, revanșa cu Arsenal, după care vedem ce se mai întâmplă prin playoff. Dacă v-a plăcut acest episod și vreți să vedeți episodul din continuare și mai important, vreți să vedeți mâine returul cu Arsenal și vedem ce se poate întâmpla. Nu uitați neapărat, băieți, să vă abonați cu clopoțelul activat ca să primiți notificare blană fiecare zi când voi posta clipurile mele cu FIFA. Nu uitați să ne acest episod cu un like. Băieți, numele meu este Diez, vă urez la toți să aveți o zi extraordinară. Vă salut!